Jaap de Swaan este profesor de drept european la Universitatea Erasmus din Rotterdam, fost decan al Facultății de Drept din cadrul Universității Olandeze și fost director al Institutului de Relații Internaționale de la Haga. Acesta a purtat astăzi mai multe discuții cu elevii Colegiului Câmpul Lungean, dar și cu invitații din cele 6 țări europene. Copiii au avut astfel posibilitatea să afle mai multe lucruri despre Uniunea Europeană. În contextul evenimentului pe care îl organizăm în această săptămână la Colegiul Pedagogic Moot Court Europe 2017, ne-am gândit că ar fi o bună oportunitate să exploatăm prezența profesorului dr. Jaap de Swaan la Câmpul Lung și să organizăm de asemenea și o dezbatere pe teme legate de viitorul Uniunii Europene, având în vedere că vremurile în care trăim sunt unele destul de tulburi, cum spunea mai devreme profesorul de Swaan, și de asemenea având în vedere expertiza pe care Jaap de Swaan o are în domeniu, el fiind unul dintre cei care au scris practic tratatele care stau la baza Uniunii Europene, înființării Uniunii Europene, vorbim despre tratatul de la Amsterdam și cel de la Maastricht. Deci în tot acest context ne-am gândit că ar fi o bună ocazie pentru elevii colegiului să stea de vorbă cu Jaap de Swaan. Abordarea pe care profesorul de Swaan o are astăzi se referă, desigur, și la relația Uniunii Europene cu Rusia, având în vedere că una dintre echipele participante la Moot Court este echipa Rusiei. Și în același timp aș vrea să adaug faptul că profesorul Jaap de Swaan este profesor de drept european la Universitatea Erasmus din Rotterdam, a fost de asemenea directorul Institutului de Relații Internaționale Klingendahl de la Haga și momentan conduce una dintre comisiile de organizare, dacă putem să spunem așa, președinției Uniunii Europene. Din 2001 avem o colaborare foarte bună cu Fundația Olanda-România, deschizătorii de drumuri europene pentru elevii noștri sunt Cristina și Jaap Ian. Din 2001 peste 1000 de elevi de-ai noștri merg în proiecte europene care sunt concepute și implementate de Fundația Olanda-România. Așa că interesul elevilor noștri este foarte mare și mai ales că în sală sunt și elevii și profesorii din celelalte 5 țări europene care participă la concursul nostru. Parteneriatul dintre Fundația România-Olanda și Colegiul Național Pedagogic Carol I s-a derulat pe parcursul mai multor ani și va continua și pe viitor. Deja am intrat într-un carusel. Proiectele vin unul după altul. Observăm că în cei 15 ani de colaborare, fiecare proiect a adus după el un alt proiect, deci e un lanț căruia nu-i vedem încă sfârșitul. Deci vom continua cu siguranță, fiindcă scopul nostru este de a promova elevii în astfel de proiecte și pentru un ajutor pentru ei, pentru a vedea că diferențele dintre copiii noștri și copiii din celelalte state europene și nu numai, sunt foarte mici. Concursul Moot Court Europe, desfășurat la Câmpul Lung pe parcursul a 7 zile, s-a încheiat astăzi. Cu detalii despre runda finală, dar și cu imagini de la festivitatea de premiere, vom reveni în jurnalul Mușcel TV de miercuri 7 iunie.